În cursa pentru accesarea fondurilor europene destinate dezvoltării rurale se află 3 microregiuni din cadrul județului Galați. Fiecare grup de acțiune locală accesează peste 2 milioane și jumătate de euro nerambursabile. Nevoile înregistrate la nivelul comunității au dus la nașterea unor proiecte în mediul rural. 36 dintre acestea au îndeplinit condițiile necesare pentru a putea fi puse în practică. Deci în următoarea perioadă urmează să primim Programul Național de Dezvoltare Rurală aprobat în faza finală de la Bruxelles, după care vom iniția, la fel cum s-a întâmplat și la începutul programului trecut, la începutul programului precedent, vom iniția acele acțiuni de promovare, cum a fost caravana rurală, workshop-uri, tot felul de întâlniri, la care avem foarte mare, într-adevăr, avem foarte mare nevoie de primari, pentru că ei pot să mobilizeze pe plan local mai bine și cunosc mai bine care ar putea fi potențialii beneficiari ai măsurilor. Primarul, reprezentantul de la Registrul Agricol este și el foarte important, secretarul comunei, deci colectivul de acolo, dacă ne-ar putea da o mână de ajutor, ar fi excelent. Achiziționarea de utilaje pentru ambalaje de carton, crearea unui spațiu public de recreere, achiziția unui excavator sunt câteva proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Favorizați au fost și crescătorii de animale încadrați în măsura 141 care sprijină fermele de semisubzistență.